Salutare tuturor și bine v-am găsit la un episod de Clash Royale. Bine de câte vedeți, suntem Arena 5, avem 1457 de trofee și avem și un crown chest. Hai să-l deschidem, să vedem ce avem aici. Ne-am întâlnit, da, Zep. Ok, nu prea o să-l folosim momentan pentru că n-am idee de deck pentru Zep, dar o folosim episoadele viitoare. Ok, n-am primit mai nimic nou. Hai să-i dăm better. S-a băgat un update foarte, foarte mișto. Avem aici Quest. Avem aici misiunile astea pe care le putem face, de avem free chests. Mai avem încă unul Mocha. Pac. Nimic nou, dar este ok. Și dacă facem multe meciuri și așa, o să avem un golden chest gratis. Ceea ce e foarte tare. Ok, hai să intrăm într-un battle să vedem ce facem. Bun. E de level 7 tipul, eu sunt de level 6. Pune și el vreo carte? Nu. Ah, ok. Oh, problema e că nu prea am ce să pun. Asta e o problemă destul de mare. Oh, bun, și acum mergem pe el. Mergem pe el chiar tare. Oh, a pus X-Bow, ok. Ah, care îmi dă un Witch, fuck. Dar nu-i problemă că pun scheletă de și iau foarte, foarte rapid. Ceea ce mai pun, nu știu, Archer să o pun. Am avut și print, da, dar i-am dat foarte mult la turn și el de-abia m-a atins. Deci suntem în avantaj din punctul ăsta de vedere. Ok, bomberul meu a murit. Oh, nu. Avem o problemă. Da. Mi-a cam luat turnul. Pe bune mi-a luat și... Mamă, frate. Ok. Bine, frate. A avut și el X-Bow. Ok. Punem noi frumos aici un witch. Oh, Hog Rider. Salut. Care mai e viața ta? Pun niște Spear Goblins și cam asta cred că a fost și meciul. Da. Nu cred, mai are 172. Cu 72 un scheletă, dar nu s-a terminat. Că vreau să-l bat așa să-l umilesc. Un scheletă în armii, un nou! Nu cred! M-a luat! Nu! Hai, Spear Goblins și ăsta. Duceți-vă! Duceți-vă! Hai încă un pic! Gata, l-am luat. Frumos! 3-1. Bă, destul de lung meciul, dar l-am câștigat nevertheless, deci e bine. Ok, hai să dăm tag to unlock aici la un chest din asta. Și să mai facem încă un battle. Bun. Strategia pe care o am eu e să las pe el să pună primul, eu după mă apăr și dacă îl apăr gen foarte bine, pot să mă și duc pe contraatac. Uite. Bine, m-a cam prălit la faza asta, dar... Dar ai super o pe balonul ăla. Dar uite, vezi cu câte trupe mă duc eu acum spre el? Foarte multe. Mă rog, acum mai puține. Dar o să dau, sigur, mult mai mult damage decât mi-a dat el mie. Vedeți? Nu cu mult, dar i-am dat. Mai pun și un bomber. Oh, nu. Da. O să fie greu meciul ăsta. Cred că trebuie să pun, de fapt nu, ok, mai bine așa. Hai că mai vreau un witch. No! Fuck. Mi-a dat tot minion horde-ul ăla pe care, de care chiar aveam nevoie ca să iau turnul.
O să fiu un meci foarte greu. Oh, Doamne. Nu se așteaptă la asta. S-a pus minion horde acolo pe care... Oh, nu l-am luat. Asta nu e bine. Bun. Hai că iau turnul, iau turnul, iau turnul. Fuck, pa! 31 l-am lăsat, deci prost. Ok. Mi-a plus Hog Rider. Ok. Bomber. Frate, bomberul ăla trebuie doar să-l atingă un pic. Păi da, am pus Baby Dragon, nu mai are ce să-mi fac acum. Mă rog, da, să-mi pună Minion Horde și să-mi pierd viața la Baby Dragon, asta poate să facă. Dar nu vreau să-l avantajeze. Ok. Bun, acum mă duc spre al doilea... Oh my god. Bun, acum vreau să iau două coroane. Că sunt șanse foarte mari să-mi ia turnul ăsta. Secunde, dar mă duc cu tot ce am. Am câștigat, bun. A fost un meci destul de strâns, dar din fericire l-am câștigat și pe ăsta. Cu o coroană, dar l-am câștigat. Nu am pierdut trofeele. Ia să vedem. Deci ne trebuie 1700 ca să intrăm în Arena 6. O să facem asta, cred că episodul viitor sigur intrăm în Arena 6. Bun. Ultimul match pe ziua de astăzi, cred, de fapt nu mai facem câteva. Ce a pus? Oh, mi-a pus Witch. Bine, pun și eu Witch. Și Baby Dragon. Ah, el mi-a pus Minion. Și Spear Goblins îi pun și gata, l-am rupt. S-a terminat cu el, nu mai are ce să-mi facă. Bine, ba da, mă are. Cam low pe viață witch-ul meu. Bomborul ăla și-a mai dat ultima suflare. Da, să zicem, 1000 l-am lăsat. Da. Din 2000, da, l-am luat la jumate, bun. Mai să vedem ce facem. O să pună tot ce are, asta știu sigur. Pe partea asta, cred. Nu? Bine, pun eu. Da, pune pe partea asta, o să vedeți. Mamă, urâtă schema asta. Oh, Inferno Tower, shit. Hai că pot să-l iau, pot să-l iau, pot să-l iau, bun, l-am luat. V-am zis? Hai Archers! Vai Doamne cât dă ăsta, 700 de balone și prost. Ok. N-am cu ce să-l iau. Nu, nu cred că e nevoie să-l iau. Ok. Bun, știi ce facem? M-am enervat. Pun unul aici, aici. Pun Spear Goblins aici. Pun Prince. Oh, futut, mamă. Bun, i-am luat ăla și merg tare pe el. Mai pun unul aici, aici și l-am luat. Gata. Nu mai ai ce să faci, Vere, la două witch-uri te-ai dus. A fost un match frumos, frate, dar nu știu. Măcar să-mi iei și mie o coroană, ceva, dar nici atâta n-ai putut. Asta e. Data viitoare. Bă, cred că trebuie să, cred că trebuie să dau ceva mai încet jocul. Pare rău. Show, cât ce muzică din asta, așa.
18. 18 ce? 8. 8. Ok. Hai să mai facem ultimul match pe ziua de astăzi. Dacă îl câștigăm și pe ăsta, suntem bine, rău de tot. Nu am nevoie de stat ca să mă apăr, uite, pun un baby dragon aici. Ok, bro. Hai la tati. Mamă, deja mi-a luat Witch-ul. Bă, pe muschetier ăsta, ești prost? Bine că atac cu trupe mici acum, de parcă o să pot să-i fac ceva. Băi, am luat mai mult de jumătate din HP. Deci ok. What the fuck? Ce salea? Ce? What? Cum mi-au luat minion horde-ul? Bun. Oh. Tu chiar credeai că o să faci ceva cu ăla? Ce? Cum de... Stai. Ce-a făcut? Cum de-a pus două schelete în armuri, unul aici și unul aici? Ok, bine pe mișcare, dar nu prea ți-a ieșit absolut deloc. Bun, mergem pe 3 coroane. Știu că mi-a zis voi să nu mă mai duc pe 3 coroane, dar avem ocazie. Bun, și ei sunt deja pe contraatac și în avantaj. Oh, Doamne, nu e de bine. Șo, ce m-a distrus, ești prost? Doamne, ce mi-a... A intrat așa? Mamă, muschie... Mamă, ce-mi face? Mă enervează tipul. Aoleo. Hai mă, frate, că mai are puțin. Oare ăștia cu foc iau... Ah, ok. Deci scheletă în armă e pentru ea de foc. Nu. Nu. Crezi că nu pot eu să te iau, mă, pișatule? M-a bătut? Acum am observat! Fuck! Nu mi-am dat seama că m-a bătut și eu mă duceam pe turn. Da. E bine, frate, eu cam am ajuns la acest episod de Clash Royale. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe acel ton de like. Eu am fost Gamer, ne vom vedea data viitoare. Pa!